resuscitat în ultimii 6 ani cea mai importantă societate, care a adus în România cea mai mare sumă pe proiecte europene, APASERV, iar acum va pleca administratorul județului. Costel Avram a fost manager la APASERV și în scurt timp va deveni cel care va avea în subordinea sa toate deconcentratele. A luat punctajul maxim la interviu și pentru Mondo TV a dat în exclusivitate primul interviu după ce a aflat că a fost promovat cu 100 de puncte. Urmează că în 14 august să se afișeze după termenul limită a contestațiilor faptul că am câștigat. Tot în 14 urmează că împreună cu președintele Consiliului Județean Hunedoara să semnez, să discutăm și să semnez contractul de management și având în vedere faptul că vor urma 3 zile libere la bugetari, prima zi de muncă la Consiliul Județean va fi 20 august. Costel Avram a susținut concursul pentru ocuparea acestui post, deși din 1 septembrie 2018 intră în vigoare noul cod administrativ, iar în aceste condiții administratorul public poate fi numit direct de către președintele Consiliului Județean, fără a mai fi obligatorie organizarea unui concurs. Avram a obținut 86 de puncte din 100 posibile la proba scrisă, iar în cadrul etapei de interviu dat în fața comisiei de examinare a obținut 100 de puncte pentru prezentarea programului său de management. Complexul energetic Hunedoara va disponibiliza în scurt timp o parte dintre angajații săi. Nu se cunoaște cifra exactă, totul fiind acum la mâna celor din Comisia Europeană. Dacă se va aproba prelungirea activității de producție a unităților miniere Lupeni și Lonea, numărul disponibilizaților va fi mai mic. Deocamdată, Consiliul de Administrație al CEH a aprobat disponibilizarea unui număr de 920 de angajați, așa cum prevede bugetul de venituri și cheltuieli. Totuși, în minele din Valea Jiului, este nevoie de oameni și se vor face chiar angajări. S-au făcut o serie de transferuri între sucursalele Complexului Energetic Hunedoara în zilele trecute. Și în momentul în care vom avea clar o situație, prin dumneavoastră o să o aducem la cunoștința opiniei publice. Au fost câteva încadrări de personal de la SNIM, însă au și fost foarte multe persoane de acolo care s-au răzgândit în momentul în care chiar aveau cererile aprobate. O delegație a Comisiei Europene ar urma să vină în Valea Jiului și din ea ar putea face parte și comisarul Corina Crețu. Întâlnirea ar urma să aibă loc în luna septembrie și reprezentanții minerilor spun că vor avea discuții cu cei care vor veni, acum fiind definitivat planul. Noi intenționăm cu sprijinul Confederației Meridian ca să avem o întâlnire la nivelul Văii Jiului cu mai mulți factori de decizie din cadrul Comisiei Europene. Însă nu aș vrea să definitivez în momentul de față. Lucrăm la acest lucru. Când lucrurile vor fi așezate, vom anunța opinia publică din Valea Jiului. Zeci de case din orice oraș al Văii Jiului deversează canalizarea direct în apele care le trec prin apropiere. Sunt locuințe particulare, iar oamenii de acolo care au preluat casele fără racord la sistemul de canalizare spun acum că situația nu mai poate continua. Recunosc însă că deversează latrinele direct în Jiu, ori în afluenții acestuia. O parte dintre aceștia locuiesc chiar în zona Tărănești. Nu avem canalizare, că tot lumea dă în Jiu, în Galbena. Situația nu este singulară la Petroșani. Și aici chiar au existat case din centrul municipiului care aveau evacuarea toaletelor în apa ce străbate orașul. La fel este și în alte orașe ale Văii Jiului. Iar cei care gestionează sistemul de canalizare spun că lucrurile ar putea fi îndreptate. Asta pentru că pe programele europene de finanțare, acele zone nu erau eligibile. APASERV Valea Jiului va trebui să facă din fonduri proprii rețele de canalizare și în acele zone. Eram să am o discuție cu colegii mei să vedem exact ce putem face pentru aceste familii, fiindcă totuși în anul de grație 2018 trebuie să existe și acolo canalizare. Dar v-am spus, sigur, nu s-a putut face prin fonduri europene, fiindcă lucrările erau neeligibile și atunci această lucrare trebuie să o facă din fonduri proprii APASERV Valea Jiului. Cei de la APASERV au un plan și aceste zone. Le-au cartografiat oarecum pe majoritatea dintre ele.
Însă există și situații în care, tehnic vorbind, rețeaua e greu de realizat. Exploatarea culturală Petrila și intră în drepturi din această seară, pentru că în spațiul minei vor urma să aibă loc o serie de dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru și chiar o piesă inedită de teatru. Prima acțiune din această vară a avut loc luni, când pe scena improvizată au urcat cei de la Night Losers. Însă din această seară, de la ora 18, puteți viziona trei expoziții sub genericul Traseu expozițional la mine. Expun Suzana Dan, René Renard, Ciprian Chirilianu și Ovidiu Zimcea. Pe seară va fi inaugurat noul centru vechi al Petrilei, iar trupa de teatru Aoleu ne invită la piesa Miorița. Sâmbătă, activitatea culturală la mine începe de dimineață, iar cei care doresc pot vizita niște ateliere pe care arhitecții le-au redat vieții, imitând chiar sunetele utilajelor care cândva au funcționat aici. Și tot sâmbătă mai mulți arhitecți vor susține dezbateri pe ateliere, moderatori fiind Ilinca Constantinescu, una dintre cei care au inventat planeta Petrila, Augustin Ioan și Ioan Piso. Sâmbătă seara, de la ora 20, trupa Oleu ne invită la piesa Atleții Mizeriei, iar mai apoi vom putea viziona concertul lui Cătălin Țețe Rădulescu și Ștefan Mardare. Toată activitatea culturală se încheie duminică, atunci când, de la ora 10, suntem invitați la un tur al fostei mine, tur denumit de organizatori Fabulos Petrila.